Salutare! Zi tu, Gabi. Da, stai așa. Gabi, vrei să povestești, povestești, da? Hai zic-o, lasă, nu mai tai pază, zi. Bună dimineața! Salutare! Ne uităm și noi toți acolo și mai salut o dată. Hello, Africa! Termin. După aceea se gândește Moneari, domne, care e problema consumatorului de securitate? De ce are el nevoie? De ce nu și-o poate procura singur? Pentru că e slab. Ce are cel care furnizează securitate? Forță. Păi așa. Așa poți să spui așa. Domne, ce are consumatorul sau clientul de pâine? Nu poate să-și procure singur. Are foamea. Nu poate să-și procure singur pâine, cum ar fi, da? Nu știe să facă pâine, nu, sau nu vrea să facă pâine. Ce are furnizorul de pâine? Are pâine, are posibilitatea de a face și a vinde pâine. Asta e logic, pe logica schimbului. Dacă ai chestia aia, de ce spune? Păi adebat, adică te explică, știi, mură în gură. Uite, da, da, da. Asta e problema. Nu te gândi că în apărare lucrurile stau foarte diferit. Nu putem înțelege lucrurile. Ce vinde unul și ce cumpără altul, știi? Am zis asta e diferit. Ei, și întrebarea e... pe care o pune el, da. Da, zice așa, domne, dacă producătorii, că asta am discutat și data trecută, oarecum, dacă producătorii de securitate sunt mai puternici, modernici, decât, da, decât consumatorii de securitate. Nu o să impună ei monopolul cu forța? Păi să ne uităm la producătorii de pâine atunci. Nu impun... Păi acolo nu e forță. Asta a, e. Nu e forță, am înțeles. Și el zice din punctul ăsta de vedere că că producătorii, uitându-se la exemplu statului și văzând ce bine îi merge când își impune el monopolul cu forța, vor și ei monopol pe așa și cum descoperă că ei n-au forță, nu poate să-și forțeze clienții, da? Așa că se duc la stat. Se duc la stat că statul poate să forțeze oamenii și zic, statule, dă-mi și mie o lege ca să cumpere numai de la furnizori autorizați. Cred că arată că au forță. Ce? Pe care admite că au forță. Nu. Spune că n-au forță. Da, spune că nu au forța necesară să constrain the consumers in question, să îi constrângă pe consumatorii lor să cumpere doar de la ei. Câte vreme ești doar producător, nu poate să-l... Luziile logice de care vorbeați unul, se pare că... Uneori se adeveresc. Ce ziceam? Că la el confruntarea o ai cu consumatorii și lor are frică de consumatori, știi? Timp ce dacă s-ar fi gândit la o confruntare între agenții, părea mult mai curat argumentul. Știi? Razna și alții s-ar pe... și au forță. Gândește că premisa inițială consumatorii n-au forță? Producătorii au forță. E așa. Ei au forță, efectiv. Au arme, au nu știu ce. Deci cine au... consumatorii? Producătorii. Ori el zice dacă unul oia razna, dacă producătorii au razna, se contrazice cumva. Ca să faci coerent asta, ai putea spune, are și eu forță, consumatorii nu atât de specializată nu. Și de... Nu, răspunsul este că... Răspunsul e că se ridică un consumator, pe înseamnă că are forță, dacă... Răspunsul nu este că se ridică un consumator. Toți. Disparitatea, păi tocmai asta e ideea, disparitatea apare între producătorul de... apărare, da, Coca-Cola, da,
și consumatorul final, unic, individual, el la nivelul ăsta. Primul asta, scenariu la primul el. Primul scenariu, da. Tu când te duci să cauți, te duci să cauți pâine pentru că ți-e foame. Sau ți-e foame familiei tale, de exemplu, le e foame. Nu se duce, nu te duci să cumperi pâine pentru că există o nevoie generală a societății de foame și de pâine, scuză-mă, nu, și tu te duci să o stăiești foamea societății cu pâinea pe care o cumperi. Producătorii au forță, consumatorii nu. Nu. Da, dar la nivel individual. Consumatorii la nivel individual. Păi după aia... După aia gândește-te cum, la sfatul lui Rosbach. Nu te gândi că omul ăla a fost coerent întotdeauna, știi? Înțelegi? Poți să vezi inucați? Da, se contrazice pur și simplu, știi? Pentru că e clar că în primul scenariu n-are putere și în al doilea au, știi, când se revoltă. De altfel pentru de putere. Că se revoltă împreună. Tot forță. Nu, e aceeași tip de forță. Dacă faci o revoluție, despre asta dacă discutăm. Dacă faci o revoluție, da. Sau te retragi în muște, bas cu aia. Da, revoluție, da. Da, e vorba aici, e vorba de coordonare. Și soluția mea era că... Bine, și eu, probabil eu aș fi renunțat la primul scenariu. Ei n-au forță. N-aș fi zis că ei n-au forță. Și au forță, dar, mă rog, nu așa de la îndemână, știi? N-au, că și, nu, tu, da. Și tu ai aceeași, și tu ai același, ai dat practic același exemplu un pic mai devreme, atunci când vorbeai de NASA, da? Și ziceai, nu că și americanii au arme și, da, nu poate să se apere contra forței concentrate al lui NASA. Doar dacă se coordonează. Avantajul agențiilor specializate e că se termină repede discuția, știi? Înțelegi? Dar ăia cu ormele bat NASA până la urmă. Înțelegi? Bat. Deci NASA nu are pe termen. Da, nu e NASA. Îi ține oricine, mă rog. Elitele alea hrăpărețe da. Care deveneau demente. Deci populația, ideea care e, nu e... Nu are forța, cum să zic? Cum ar avea o agenție specializată, știi? La îndemână, știi, deci e... Dacă deci, Google e agenție de apărare, o confruntă imediat pe Amazon, știi? În timp ce ăștia mai au forță, dar nu sunt organizați, nu sunt până să fac chestia asta. Au în potență, dacă vrei să dizolvăm contradicția. Au în potență, da, au forță. Doar un pic aș vrea să intervin. Nu au forță, dar au bani. Dar au bute. Au bani și agenția respectivă, în momentul în care zice, bă băieți, de acum încolo spuneți ce vreau eu să spuneți și faceți ce spun eu să spun, ce faceți. Secundă, doi, banii se termină și nu mai pot să-și plătească salariile la angajați. Da, da, aia le ia, pușea ce ai. După aceea, să zicem. Ok, bă băieți, poate luna asta nu plătesc salariile, dar după aceea, după ce i-am pus pe băieți pe butul pe labe, extragem salariul dublu. Sunteți de acord? Da. Ideea este că banii respectivi de la clienți poate să fugă la altă agenție. Secunda 2. Adică agenția cealaltă care e vecină cu agenția asta, că băiete... Bine că... Tu pui în discuție perspectiva în care contractul și cum să zic, banii ajung la agenție printr-un schimb voluntar. Da, da. Da? Da, dar nu de asta discutăm. Discutăm de faptul în care agenția bazat pe forță vine la tine și zice instituie monopolul. Vine la tine și zice dăm banii. Nu că eu mă duc să cumpăr la altă agenție. Nu, scenariul lui Molinari e să ne calice Gabriel. Agenția ia razna într-un mediu concurențial. Zice, domnule, dacă mă încolo devin stat. Că înseamnă că eu sunt pe lângă discuție. Eu vorbeam de altceva. Nici el nu e mereu așa de clar, știi? Uite, vezi cum e comunismul ăsta parțial, total. Nu, dar cred că asta are în vedere. Că... Da, și un răspuns ar fi că sunt slabi, că sunt dezorganizați inițial, știi? Dar nu sunt slabi, forever. Și că celelalte agenții sunt tari. Înțelegi? Google, Amazon e razna și Google o confruntă, știi, imediat. Aia e tare, știi? Are forță. Din ce consumatorii, na, trebuie să organizeze, mai durează, trece viața până... Așa aș dizolva tradiția. Așa. Și toate aceste organizații de protecție monopolistice, guverne, cum le numește Molinari, datorită acestor atribute, acestor caracteristici ale lor,
încearcă să-și mărească baza de clienți prin forță, prin cucerire. Da? La vremea lui, lucrul ăsta era foarte vizibil. Da? De la 1849 încoace, multe țări, de când secolul XIX, da? Primul război mondial, tocmai din cauza asta a pornit. Doreau să-și mărească, toate guvernele astea, doreau să-și mărească baza de clienți. Cum? Prin forță. Bine, am folosit forță și în sens bardian, dacă vrei, adică non-agresiv. Aia e forța, dar nu în sensul că e agresiv. Și în sensul că are forță, știi, deci. În agresiune. Da, da. Mi se pare că la Vali apărea și nuanța asta de... Are forță că te forțează, știi, adică. Bun. Și în discuția asta pe care o are el, deci spune o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult. În discuția asta despre felul în care monopolul devine insuportabil, ajunge să fie înlocuit cu comunismul. Zicea următoarea chestie la un moment dat, că o consecință a faptului că se instituie monopol pe apărare duce la instituire pe forță, de fapt, duce la instituirea tuturor celorlalte monopoluri de care se teme lumea. Altfel, pe piața liberă, am mai discutat, nu se poate. Și zice, bun, dar în cazul în care înlocuim monopolul cu comunismul, zice, păi la fel se întâmplă. Și așa cum monopolul pe securitate dă naștere la tot alt felul de alte monopoluri și se ajunge la un monopol universal, la fel și comunismul în securitate o să facă logic să apară comunism universal. Și că, de fapt, în realitate, avem de ales între două mari paradigme, să zicem așa. Fie producția comunistă la comun e superioară producției de pe o piață liberă, zice că istoria ne-a arătat altfel, dacă este, atunci trebuie să fie superioară pentru toate lucrurile, nu doar pentru securitate. De asta ajunge să se propage comunismul. Dacă nu, progresul cere ca ea, inclusiv în securitate, el argumentul lui e peste tot, să fie înlocuită de o producție de piață liberă. E comunism complet sau libertate complet? Asta e alegerea. Asta e întrebarea. Dar menționează și adică încearcă să prezinte, chiar dacă nu s-a ajuns la libertate completă, exemplul Angliei, în care aveam absolutismul complet al regelui, după aceea am avut revoluția lui Cromwell, după aceea am avut... Nu face referire la revoluția lui Cromwell, face referire la revolta baronilor. Prima oară când se discută e revolta baronilor. House of Lords. Da. Revolta baronilor, House of Lords. După aia... House of Lords, nu? Da. E comunistă, aia cu Lords. E feudală, mai degrabă. Nu e comunistă, e oligarhică, că nu e pentru toți. Da. Comunismul apare doar când apare House of Commons. Noi îmi spune că comunismul e monopol, că nu ne uităm la numărul acționarilor, ne gândim la... instituție, la... Dacă e obligatorie, că e rege, că sunt 5 milioane... Relevant. Uite, el face distinția asta. Deci numără acții. Bine, era și la modă comunismul. Era. Da. Val. Și spune că compromisul la care s-a ajuns în final este un free debate over taxes. Cam asta a fost, dar nu că eliminare sau păstrarea taxelor. Da, în care oricum guvernul nu joacă cu aceleași reguli, da? Adică da. Îi cumpără oponenții. Da. Dar oricum, situația la care face el referire e că chiar și în aceste condiții s-a ajuns la un preț mai bun asupra securității decât în condițiile în care prețul era setat din mintea regelui. Un argument de stimulant aici la monopolist. Monopolistul, dacă sarea aia n-ai de unde să iei, poate să-ți ia pielea de pe tine, un argument de stimulant. De exemplu, hai să îmbunătățesc calitatea. Păi de ce să o îmbunătățesc?
Să mai muncesc, acum muncesc 2 ore pe zi, hai să mai muncesc încă 10. De ce? Că banii tot aia sunt. Că sunt monopolist. Vinci. Salariul merge. Da. Zice aici. Dom'le, și deci cum putem organiza, cum putem stabili în societate cum să apară acest serviciu de apărare în mod monopolistic sau în mod la comun? Din partea scriitorilor politici, răspunsul este monopol. Rico Putin, nu, era monopol sau comunism sau free competition. Și scriitorii politici spun în niciun caz free competition. Dar acești scriitori au o trăsătură comună, și anume faptul că nu sunt economiști și nu știu nimic despre societate. Deci, da, pentru el asta era diferența între economiști și politicieni. Sau scriitori. Ăștia sunt economiști care ăștia de secol 20, Buchanan și Friedman. Da. Pe de altă parte, și erau Dunoie și ăia cu colegii lui. Nu, el spune că scriitorii, când se referă la scriitorii politici, se referă la socioconstructiviști. La ea care consideră că societatea poate să fie absolut orice o face omul, orice o dictează omul. O fabricație, o da. Construcție artificială. Da. Păi da, dar și economiștii lui el nu l-au urmat. Da. Avea speranțe mai mari, ce pot să spun. Da. Și tot o chestie care o spune aici e asta cu legile economice, care au practic aceeași legătură. Noi am mai folosit-o aici în podcast de vreo câteva ori în discuție. Legile economice sunt, nu sunt niște invenții, nu sunt umane, chiar dacă ele sunt descoperite, chiar dacă sunt ele inventate. Au legătură cu comportamentul uman, da? Ele nu sunt cum să spun, nu sunt subiective, nu sunt nu e, omul nu poate să nu le respecte, adică nu are de ales în a le respecta sau nu, cum sunt legile omului. Există cum sunt. Formularea asta inclusiv la liberal, că încalcă PSD-iștii, încalcă legile economice, nu știu, majorul salariu, nu pot fi încălcate legile astea, deci PSD-iștii nu pot face asta. Când ei fac putarea alegere, se declanșează tot legile alea sunt, se creează alte efecte, mă rog. Neandu. Mă rog, aici e o greșeală de exprimare, ceea da. Ce ar... Ca să, face special, ca să fie exact, ar trebui să spună concluziile pe care și le doresc PSD-iștii pe baza contrastiv. Măsurilor făcute, ar încălca legile economice alea. Nu, ca ele să se materializeze, ar încălca legile economice. Prin urmare, nu se vor materializa niciodată. Asta e argumentul corect. Contrazic da. Legile economice. Da. Legile pot fi un emoniari disrupted. Adică, ok, ai legea gravitației. Da. Nu-i da drumul. Ochelari. Da. Acești ochelari trebuie să pice jos. Da. Însă, eu vin, da, dau o lege sau sunt guvernul, da, și cu un cost, îți fac un efort, mă opun acestei legi a gravitației, da? Dar nu e bună formulare, e aceeași greșeală cu aia, cu violează. Exact. Cum? Adică... Nu poți să încălca, asta e răspunsul. El zic, cum să disrupte? Da, da. Nu poți disrupte. Nu le poți încălca, nu înțelegi? Deci dacă un balon se ridică și nu știu el ce... El zice că disruption nu că le schimbă, ci le încurcă temporar și pare că... Nu se poate, nu poți face asta. Nu poți face. Încurcă manifestările. Legea rămâne. Nu poate face asta. Deci dacă nu, să zicem, ai piață liberă, funcționează de ceea ce și oferi. Hai să zicem că ai un monopol. A, nu, păi nu avem legile. Ba, da, da, ai. Nu, legea... Ah, e altul da. Contextul, știi? Da, 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 e altul contextul, da. Dar legea e total. Aia e, da. Nu modifici legea, ci efectele legii, da? Dan Alexe cred că zice asta. A, uite, s-a modificat legea economică, e monopol. Nu, cerca să explice profesorul logică. Nu, e un alt context, se aplică alt contextul ăla, știi? Un exemplu de... faptul că cerere și ofertă, da?
Să zicem că avem o populație de iepuri. Avem o populație de iepuri care stau pe câmpiile părăganului, dar înainte să fie oameni, înainte să fie nu știu, ei stau acolo, ronțăiau la morcovi, la iarbă, la ce mai ronță iepurii, nu mănâncă iarbă? Nu mănâncă iarbă. Da, nu prea mult, mă rog. Așa, dar ideea e că au de toate, da? Mănâncă și iarbă. Bun. Și ai în paralel, și ce fac iepurii? Să mulțesc, da? Cât să mulțesc? Cât le permite iarba? Opa, dar de ce s-o opresc acolo? Pentru că, la un moment dat, nu mai e destulă iarbă pentru toată lumea, da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că iepurele, ca să își satisfacă nevoia de ronțăială, trebuie să depună mai multe calorii decât poate să primească înapoi prin ronțăială. Da? Prin urmare, ce să vezi? Nu mai e iepurele. Că a înregistrat prea multe pierderi. Sau poate să facă oricâte eforturi și mai ăsta, iarbă. Și în felul ăsta am instanțiat două dintre legile economice. Pierderile acumulate se scot de pe piață și legea cererii și ofertei. Da? Cu cât găsești iarba mai ușor, nu în sensul ăla, dar iepure fiind, cu cât găsești iarba mai ușor, cu atât prețul pe care tu îl cheltui, iepure fiind, de calorii, e mai mic. Cu cât iarba se găsește mai greu pentru că devine mai puțin disponibilă, ajungi să cheltui mai multe calorii ca iepure. Prețul e mai mare. Da? N-am introdus aici niciun considerent da, marxist de producție, dar nu, astea sunt legile, nu sunt oameni implicați, nu sunt curente, nu e capitalism discutat aici, legea cererii și oferte. Da? Funcționează în felul ăsta. A încercat unul să spună, în Rusia, nu știu dacă ați auzit de el, Stahanov. Să spună, să genereze o teorie nouă a naturii din perspectivă socialistă. Da? Și oamenii au zis, da, sigur că sunt plante care se susțin, că nu, au... Lisenko, da, scuze, nu Stahanov, Lisenko. Lisenko nu prea muncea, deci. Da. Corect, ăla era Stahanov, era ăla cu munca. Da. După și era de... Lisenko, să spună că, domne, că plantele sunt există solidaritate de clasă și anumite plante susțin alte plante și anumite animale susțin alte plante. Și au făcut ăștia, știți de ce a fost foamete în URSS în 52? Au apucat să implementeze ideile astea. Socioconstructivism peste natură. Da, o consecință. Mie că o să plătim și toate prostiile socialiste din timpurile noastre în curând. O să vină nota. Na, nu știu ce să zic. Te-a explicat Costel mai devreme că de fapt avem puterea să ne... Puterea celor fără de putere. Să refuzăm, nu să... Da. Neapărat că noi ca indivizi, ca oameni pe planeta asta, adică societate. La societate, da. Că de obicei dă înapoi, știi, dacă lucrurile au rast. Deși n-au, nu vezi vedem. Oameni bolnavi, atât vedem. De bolnavi încât... Părerea mea e că la un moment dat nu o să dea înapoi, o să existe o desincronizare de asta. Costurile vor fi așa de mari încât nu mai niciun mai pot. Eu nu cred că o să fie costuri, eu cred că o să fie oamenii de sus care o să-și înghită, o să-și creadă propria propagandă. De obicei așa se termină mai repede. Până să se ajungă la costurile alea mari. Și... A, crede și el sau nu acceptă. Crede și el aia, și da. Devine un părgi. Se rezolvă printr-un părgi. Scap tu de ei să o iei de tine. Ce? Scap tu de ei să o iei de tine. Ăla e momentul în care vedem.
Știi cum, dacă parazitul reușește să scape de gazdă, o să moară. Dacă nu-și găsește altă gazdă. Adică, totuși... Și populația, dacă te susține, nu știu ce chestii demente, știi, ai peste mai mult de jumate, 70%. Da. De obicei, partea din societate care este parazitară împreună cu parazitul șef, da? E ăla e dement, zicem, bă, să-i eliminăm pe ăștia alții productivi. După aia... să nu fie parazitat, Zuckerberg nu e parazitar. Poate să nu fie parazit. Eu aveam aminte mai multă șuncă. Ăștia care vând două, trei hârtii prin aparatul de stat. Nu o să trebuiască să zicem că dispar toți ăștia care chiar produc ceva în societatea românească și nu o să mai aibă, dar cu vrigi la colț nu mai e nimeni care să ne servească? O să-și împrumute. Ce apoi să facă? Păi o să-și împrumute până când nu o să mai fie bani nici la împrumut. Da, mă rog. Bun. Dreptul divin. Dreptul divin. Atunci când ești rege și convingi oamenii din regatul tău că ai binecuvântarea celui de sus și ești trimisul său pe pământ pentru a avea grijă de supuși, atunci e foarte ușor să modelezi societatea și să iei orice decizie după bunul plac. Însă, în timp, oamenii și-au dat seama, aici Molinarii pomenește de iluminism, dom'le, stai așa că e posibil să ne fie mai bine dacă n-am ascultat de omul ăsta care stă pe tron și să... Eu am înțeles că și omul obișnuit poate să livreze cam ca regele. Care n-are caracter divin, nu? Sau nu am înțeles? Era, nu? Ceva de genul ăsta. A văzut poate că și om, că nu e o diferență. Puneai, da, nu e da. Nicio diferență între, că este doar o ficțiune chestia asta. Dom'le, el are legătură, are telefonul cu linia directă către cel de sus și transmite mesajele de pe aceea către populație. Da, a ținut. A ținut destul de mult timp, da. Deci ăla era și de Hilietul ăla când zicea cu, cum cheamă pe ăla, Dunbar sau Führer vorbi în contact cu... Mm-hmm. Naziști fiind atei, cu Führerul Universului, știi? Führerul da. Local, Hitler. Da. După aceea îl pomenește pe Rousseau, care este marele preot al comunismului și se numește nu de sus în jos. Putem lua deciziile bune pentru societate și de jos în sus. Atunci întrebăm toți oamenii din societate ce facem cu producția de apărare, ce facem cu producția de sare, cum o organizăm societatea și aflăm adevărul. E cea mai bună măsură. Majoritatea, nu întrebă toți. Nu. La început e pe toți și după aceea ne putem. Da, pentru că nu o să ai unanimitate niciodată. Majoritatea atunci. Și ne luăm după majoritatea. Cei care nu vor putea reproducție de sare, îi trimis la urmă, știi cum? Mi s-a părut crucial aici că am înțeles și eu ceva în plus despre ideile astea de democrație. Zicea că majoritatea are o legitimitate să ia hotărâri, să considere că are dreptate, din cauza că ar avea cel mai mare număr de indivizi raționali. Da. Vezi, doamne, așa să găsesc legile, rațional, omul poate să facă chestia asta, și pentru că oamenii sunt egali, deci sunt așa niște supoziții acolo unele peste altele. Vreau să zic că dacă te uiți în societatea astăzi se zice sunt mai mulți oameni doar care dau legitimitate. Rațiunea pe vremea aceea era instrumentul prin care am eliminat ficțiunea asta, religia, știi? Da. Atunci se punea mare accent, dom'le, prin rațiune aducem raiul pe pământ. Da, da, ce spune asta Alex era... totuși rămâne, că ai oameni raționali și într-o parte și în alta. Ai mai mulți în majoritatea rațională. Păi da, dar cum se poate ca, adică, bine, și divin. Contradicția îți apare în faptul că un om rațional, da, aplică rațiunea pe A plus B, unu-i dă C, unu-i dă D. Uh-huh. Cum? Care a fost minunea care s-a petrecut aici? Hai să spună Rousseau, merg pe, cât sunt
Ce susțin cei mai mulți? Păi că a, nu e identicul a. Păi nu, asta spun că nu cred că oamenii care trăiau în suportul rațiunii ar fi acceptat contradicții de genul ăsta. Dar și dacă accepti chestia asta, după aia te gândești și cum se schimbă, dar să zicem că, nu, jucând scenariul ăsta, de păi fapt majoritatea... Se schimbă învățând mai mult. Nu, asta aici nu. Dacă te duci la cum se schimbă, ai pierdut, nu, că altceva ai vreau pierdut să zic. Argumentul, că argumentul e în contradicție. Da, acolo. Dar eu altceva vreau să ce zic. Contradicție? Hai, zici. Că dacă... Cum luăm hotărârile? Păi majoritatea. Aia noi presupunem că n-aveau dreptate, majoritatea. Totuși ei încă nu știu. Sunt o minoritate, sau mă rog, o mică parte din minoritate care își dau seama, mă, stai, adevărul e încolo. Și ca în viitor, uitându-ne în istorie, oamenii au crezut niște chestii și după aia altele? Puține, dar da, s-au mai schimbat. Și cum s-au schimbat? Păi așa, vorbind, cultural, schimbându-se ideile, înțelegând și majoritatea aia, niște chestii. Se schimbă majoritatea. Vreau să zic că lumea zice, păi puterea democrației, puterea tra-la. Nu, uite, puterea înțelegerii, de fapt, contează. Ca să iei hotărâri mai bune. Da, poți avea și fără mecanismul ăsta statal, știi? Exact. O elită... Nici nu s-a întâmplat vreodată altfel. Că nu ne-am gândit toți, hai cum să facem un avion, ne-am gândit 5 milioane de oameni. Nu, s-a gândit unul singur. A mai vorbit cu tocul sau a mai... și s-a dus și da, s-a făcut un avion. Deci, nu. Deci cumva testul adevărului a fost la nivel personal. Adică la nivelul invenției. Dom'le, zboară sau nu zboară? Nu a contat dacă lumea credea că avionul va zbura sau că dacă credea că nu va zbura. Și atenție, nu a contat, nu a contat nici măcar, deci dacă să nu folosim cuvântul credea, că acolo ne lovim de credință, da, și ne aducem aminte de turnul către cer și cine credea că așa, de, nu ne gândim la asta. Nu. Hai să vedem dacă ei s-au uitat, au analizat rațional designul avionului, mă înțelegi? Da? Păi și le-a dat că nu o să zboare. Majoritățile a dat că nu o să zboare. Dracu, avion, uite că avem avioane și astăzi. A, a fost sceptică lumea? A fost presupunut. Că... Tu ce crezi? Da, așa e, da. Eu mă gândeam la aia din rol, când zice O'Brien, poți să și zbor dacă vrei, știi? Când vorbea cu Smith despre legile naturii. Deci Smith era pe poziția că există legile naturii. O'Brien era constructivist, apropo de cosmodenii care se bat cu absolutism. El era relativ și zicea, da, poți să-și zbor dacă vrei. Sau când se termină conversația, ok, îți mai pun o singură întrebare. Fratele cel mare nemuritor îl întreabă Smith și zice, da. Bine, comuniști se pot apăra. Păi stai că s-a distrus, s-a stricat, s-a... Ce a fost verde, s-a uscat, s-a... Molinarii îi bagă pe amândoi și monopoliștii și comuniștii îi bagă în categoria celor care încearcă să organizeze societatea după propriile lor concepții. Crezând că nu sunt, societatea nu se supune unor legi naturale. Și spune că întotdeauna rezultatul va fi un regim de teroare. Ambele regimuri inevitabil vor duce la un regim de opresiune. De ce? Oamenilor. De ce? Pentru că ambele școli pleacă, nu de, la, pleacă naturale. De la, da, pleacă de la premiza asta socioconstructivistă artificială, spune el. Și fiind artificială, ea nu o să fie în acord cu comportamentul natural al omului. Și dacă vrei să pui omul în comportamentul tău, o să trebuiască să-l dresezi ca pe un animal. Și cum știau oamenii, să dreseze animalele în trecut, în vremea lui, cu joarda. Azi au învățat și cu zăhărelul. Astăzi.
Asta e plusul social-democrație. Rodbar, când vorbea de preoți, că tot timpul a fost alianța asta. Pe sub masă între... Da. Și chestia cu divin, care tot mă da. Deci, tu pe cine ascultai? Cine îți vorbea de caracterul divin al... Ca să-mi zică la Joseph de Mestre, deci încoace, nu vorbim de faraonii egiptenci. Și zicea, da, literal, e... Da. Dar i-a semnat Dumnezeu ea. Da, preoții spuneau, ascultă de rege și orice disensiune... În general, deci nu. E păcat și... Da. Bine, rinuiat. Ar fi, nu știu, chiar cred că ar fi fost amuzantă o discuție din asta pe vremea lui Henry al V-lea, nu? Care a trecut până 7 neveste. Și cam cum s-ar fi contorsionat preoții să spună, da, e divin. Păi și la nevasta aceea s-a răscândit Dumnezeu. Nu e treaba ta, păi întrebări. Da, îl încearcă, găsesc. Cine ești tu să da, contești toate... voia Domnului? Și uite, în timp, dispensele, acele chestii cu împrai iertarea cu bani, multe alte porcării pe care le-a făcut religia în perioada aceea, au dus la protestantism. Dom'le, e ceva puter de aici. Da? Nu se mai poate. Da. Ceea ce ar trebui să, dacă s-a trecut prea repede peste, mai zicem o dată ca să fie cât de clar, mitul dreptului divin în trecut, cu care probabil că nu mai sunteți de acord că ați fost la școală, e înlocuit cu mitul dreptului divin al democrației. One and the same thing. Statul are nevoie de legitimitate ca să poată să facă ce face, da? Înainte își trăgea legitimitate prin fapt că Dumnezeu a dat cu mâna în jos, i-a pus-o în cap lui unul și a zis: te ridic pe tine deasupra celorlalți să stăpânești acest popor? Astăzi avem voința poporului. Deci în discuții pe Twitter, când tu zici, nu știi, zici unuia, uite, cu tare încalcă libertatea, uite. Le apăla la armată, deși ăla nu vrea, îi încalcă dreptul. Ia, mai duceți-vă voi libertarienii. Nu ai majoritatea. La gerent. De ce puternic argumentul? Nu sunt vrăjeli. Ei. Invocată democrația. E una din formele fundamentale de validare. Da. Da. În America. Atunci când vrei să pui, de exemplu, cu Trump, dacă vrei să-l faci pară un rău absolut, fiul lui Satana, îi spui că el este împotriva democrației, că e de dușman al democrației noastre, da? Și așa mai departe. Democracy is on the ballot, asta e folosită de cum democrație. Cum să fie democrația, da. Bine, acum și masă susținătorul lui Trump zice ce democrație e, da, în sensul că... Bine, dar acum, știi, ne punem întrebarea aia pe care Alex o tot repetă de fiecare dată când are ocazia. Dom'le, dacă democrația e așa de bună, de ce nu votăm pe tax? Nu, că nu poți să ai încredere în oameni. Nu poți să ai încredere în majoritate, că ăștia votează de nebuni. Cum? Bă, eu am încredere. Da, gândește că inclusiv chestia cu Trump. Dacă iese Trump cu o majoritate de voturi, democrația nu este... Nu s-a... Nu știu sau ce... Consolidat. Nu a fost democrația atunci când iese Trump. Deci, sunt oameni și care spun că nu e funcțională. Nu e democrație funcțională, nu e democrație liberală. Majoritatea ajunge când iese ce vrei tu. N-a ieșit ce vrei, să zicem, iese Trump. Când n-a ieșit ce vrei tu, de exemplu, votarea... Există lucruri mai importante decât dreptul la sănătate, dreptul la, nu știu ce, egalitatea de șanse. Nu, dar de exemplu, votarea Constituției Europei. Vorbim în episodul trecut, da? De chestia alea asta. Sunt valorile fundamentale, sunt în... Păi nu, că atunci când n-a ieșit, au votat ăștia două ori și n-a ieșit că trebuie să treacă Constituția. Da. Repeții, da. Da. Atunci democrația nu mai e bună. Exact. Sau când era... Cum îi spunea?
În Grecia, mi-aduc aminte, în Grecia, referendum, să plătim sau nu să plătim datoria instituțiilor bancare europene. Nu. Deci cei de la putere, trebuie, da, trebuie să plătim. Dacă i-au lăsat la putere, nu? Au avut puterea să hotărească. Da, puterea în Grecia, deci în momentul ăla, pe față a încărcat contractul social. Contractul social spune... dar multe lucruri, de-a seama că ai un contract social care spune nu câte taxe trebuie plătite sau ce quantum. E pur și simplu, contractul social sună așa. Oricine e la putere, face ce vrea. Cam asta e contractul social. Apare o pandemie, da, o chestie neprevăzută. Dom'le, v-am votat, nu știu ce scrie în contractul social, deci știu că voi trebuie să faceți orice faceți, noi trebuie să ne supunem. Era undeva o clauză pe din pagina 875 în contractul social ce se întâmplă într-o pandemie? Da. Bun, și hai să vorbim și despre felul în care își imaginează el, asta mi se pare foarte tare, își imaginează el cum ar arăta free market for security. Da, discuția între Digi și client. Deci imaginează ce trăsături ar trebui să aibă agenții, da. Păi nu sunt reale intuițiile alea. Nu sunt de molinari, sunt... No, cam la asta te și uiți. 1850. Da. Și ce zice? Păi, în primul rând, clienții o să se uite dacă cel care promite că s-ar ocupa de apărarea asta, security, dacă e puternic, dacă chiar poate să facă chestia asta, să vadă că e de bună credință că nu o să facă împotriva intereselor lui. Și că... Și că ce? Și că o să se asigure și că există și alții pe piață. Are un preț mai bun decât ceilalți. Atunci, dacă îi convine, va cumpăra. Dacă nu îi convine, nu o să cumpere servicii de securitate. E posibil să nu-i convină prețul la nicio firmă de securitate, atunci zice, doamne, mai bine mă descurc pe cont propriu. Poate își face el una. Face el una. Fac eu pâinea mea. Da. Da, uite, știi, aici e o chestie, bă, deci mi se pare fantastică chestia asta aici. Care sunt precondiții? Ce ar trebui să ofere, zice el, o organizație din asta? Zice, păi producătorul de apărare ar trebui să aibă un standard de pedepse pentru cei care încalcă proprietatea, dar el aici nu era, știi, zice offenders of persons and violators of property, adică pentru el nu, încă nu se comasase ideea că e unul și același lucru, da? Pentru ce? Iar consumatorii, deci cumva pentru el e, cum să spun, e inclusă asta. Dacă tu semnezi că vrei securitate și îți dorești acest set de proprietăți, deja îți dai consimțământul că dacă ai furat, le accepti că ți se impun. Uh-huh. Adică deja e de dinainte. Da, nici nu se discută de vreodată vreun dublu standard. O altă chestie care spune, zice că poate să impună anumite inconveniențe asupra consumatorilor ca să îl ajute să descopere autorii încălcărilor de proprietate. Bine că cere acordul Molinari, nu intră la casă. Da, te angajezi de la început, că suporți. De exemplu, unul dintre exemplele cu libertarienii care sunt caută nod în papură zic, domne, eu, uite, chem pe cineva într-un stat vecin să omoare pe nu știu cine, știi, și eu nu-l omor. Deci, da, eu nu-l omor, eu chem pe cineva, îl aduc la mine, zic, uite, ia și împușcă-l pe ăla,
vecinul se duce și îl împușcă, vecinul din statul vecin, zic, se duce și îl împușcă și după aia pleacă. Și vine agenția, zice, păi băi, a ieșit de la tine din casă o persoană, spune-ne cine era. Și tu zici, nu știu. Păi, crezi că merge așa? Adică... Trebuie să meargă și așa. Știi, dar nu, dar zic, normal că compania respectivă se așteaptă la, se așteaptă la cooperare din partea ta. Dacă vrei să-ți, ofere securitate, se așteaptă la cooperare. Și dacă cumva nu cooperezi, o să te penalizeze la contract. Yes. Da? Dar nu te acceptă ca și client dacă ei zic, domnule, dar dacă l-a intrat pe sub tine în casă, avem voie să intrăm? Nu că mi-a încălcat profitul. Nu te dea cum vrei să te apăr, dacă nu. Exact. E evident din contract că, o să existe o să ia, și un onorariu. O să ia niște bani, da, de la, corect. Bine, aici a lăsat-o larg așa, să bată alții cu problema asta. A zis, variabilă în funcție de situația consumatorului. Asta poate să însemne că oamenii o să cumpere mai mult sau mai puțin, chiar și ar fi pachete ok. Pachete extinse, yes. Da. Pe de altă parte, na, e neclar, poate să pară, a, păi, da, taxăm diferit. Dar poate fi preț discriminatoriu, săracul plătește mai puțin. Poate să fie și același serviciu, știi? Da, da, exact. Da, fii atent. Uite, la tine trece omul, ținem un om la colț de stradă, îl ținem în cabină de aia de plastic alb, cum a cumpărat stat pentru toate părculețele din România, da? Pe vremea pe vremea lui Firea, cred că mi se pare așa. Și după aia nu s-a mai noi contractul, așa, cabinele au rămas, dar gărzile nu mai sunt. La vă, domnule, măcar atât. Intimidează cabina. Da. Pare să fi pus un sperietare. Sau varianta mai ieftină, da, în care nu punem la fiecare colț de stradă cabină de aia albă, ci doar trecem cu mașina pe acolo o dată pe săptămână. Cost mai puțin, plătești mai puțin. Poți să cumperi pachete de tip următor. Domnule, eu vreau... Sunt vedetă, sunt Trump, vreau 7 oameni după mine tot timpul. Da. Sunt sărac undeva. Uite, costă atât. Costă atât. Plătești? Da, plătești. Eu vreau apărare doar când împotriva bombe nucleare și că nu vine nimeni să mă fure pe aici, că n-am două cepe și un morcov. De furat, nu, doar de să nu-mi dea nimeni foc și să nu mă omoare nimeni. Sau, hai, bifezi acolo 2-3 chestii. La asigurări de locuință, știi? În deșert, te asiguri de inundații? Nu, trebuie. S-au mai văzut. Sau, mă rog, diverse alte combinații. Alegi pachetul care îl vrei și plătești cât poți. Bine, durerea socialistă e că da, ok, dar de ce un sărac n-are cât are Trump să aibă gărzile alea? De ce n-are? Primare, cine a răspunsul libertarian? Păi nu să le ai pe nici în sistemul tău, nu stai liniște, că de una mă săraci pe-un comunism. Da, exact. Deci ce întreabă pe măsa? De ce n-are? Da, da. Sau pe măt? Mie îmi place răspunsul ăsta. Răspunsul e care apare mai bun decât din. Păi nu, dar Trump a avut bani de la TASU, da? Întreabă pe ăla de ce n-are bani, sărac. Dar de ar vrea, ăsta e idealul. Stai să mă fie întrebare, el ce vrea să spună? Că ăla nu primește aceeași chestii. Săracu. Eu aș vrea, fiecare, deci lumea mea comunistă, fiecare săracu plătește, are 7 gărzi. Fiecare plătește ceea ce cumpără. Îți dai seama acum noi visuri cu toți roboții umanoizi, o să-ți zic, îi punem roboți peste tot. Da, perfect, nicio problemă. Da, da, o să vrea să-i pună ei pe taxe. Ar fi, uite, asta ar fi interesant, că ăla cu lumea lui comunistă cu 7 gărzi peste tot, pentru toți. Și gărzile? Și câte 7? Păi, de 7 ori câte 7? Asta zic, tu nu sunt cumva turtles all the way down. Nu, că gărzile se apără între ei. Da, păi, dar de ce să se apere între ei? Sunt special. Nu, ok, dar sunt special, dar asta înseamnă că ei sunt exploatați. Dacă ei trebuie să... Dacă ei trebuie să... E pentru penele comune, comunitate. Vai... Da. Se sacrifică, iau puteri mai mari și dau mai mult societății după puteri. Fie. Da, decât să fie după preț. Adică, nu? Mai bine. Nu? Da, asta poate mai merită cumva de repetat
ca să mai gândească oamenii dimineața, nu știu, la cafea sau seara, la bere sau la o apă, un ceai, nu contează, la 5. Că când e vorba de preț, e foarte important că prețurile mai și scad. Nu tot, dar lumea se gândește, păi dacă e după prețuri, păi nu, să murim toți de foame, de lipsuri și de nu știu ce. Și să nu uităm de ce există aceste creșteri de prețuri din cauza inflației. Care... din cauza unui monopol. Monopol pe, monopol pe forță, monopol pe dispoziția forței pe un teritoriu care îi permite să aibă un monopol care spune doar banii ăștia îi folosim. Am recent într-o conversație argumentul ăsta că, păi da, dar săracul n-are avocați. Aoleu, da. Ok, de ce e un avocat scump azi? De ce e atât de scump? Luciți. Ne-am pus să gândește să... Hai, bă, bani. Price gouging. Îl motivează banul. Hai să vedem. Există niște reglementări. Da. Există barou, deci facultatea de drept nesuficient. Să... există barou, există nu știu ce... Ok, normal că pentru un furt ăla costă 1000 de euro într-o lume libertariană, nu costă 1000, costă 200. Unul care merge cu ziua și permite asta. Păi da, dar poate ăla e paralizat. Ăla care e paralizat poate nu are probleme cu justiția. Și ai, mai ai, pe lângă faptul că există barou și există reguli, mai există și următoarele reguli care sunt absolut stupide. Ai voie la proces să te reprezinte un avocat? Sau să te reprezinți tu. Dar n-ai voie să-l chem pe prietenul tău care nu e avocat să te reprezinte. Deci n-am mai adus argumentul ăsta. Tu poți să fii avocat. Oricine poate fi. Deci nu există licențiere. Nu, dar tu poți doar să te reprezinți pe tine. Asta zic. Da, da, numai libertarian. Oricine te poate. Tu vezi unul sărac, mă, ăla nu prea formulează bine, n-are cuvintele. Lasă că reprezint eu. Deci nu e. Păi ești avocat? Nu, că n-am nevoie de licență, că suntem un libertarian. Am papagal. Ok, ia și... Dar nu, ideea e că își permit săracii, că apare drama asta. Păi, domnule, de ce costă... Asta e, apropo de cunoașterea asta, dracu, a economiei. De ce costă așa de mult un avocat? Domnule, cu ce își cumpără ăla? Rodbar zicea, ok, cu ce își cumpără pantofi? Am înțeles, nu își cumpără, nu știu, dar cu ce își cumpără pantofi? Ei, cu banii își cumpără și... Avocat. No, dar acum o să fie avocați ieftin ca pantofii? Mai ieftin. Mai da, ieftin. Nu, răspunsul e nu, dar eu vreau să fie, să fie cervenii. Okay. Statul ți-l livrează pe cervenii? Nu, îți dai seama dacă ea sunt la stat și asta da. Nu au rupt gura târgului. Acum, îți... hai să iau alt exemplu. La în sănătate. Doctorii care sunt buni aici în București că sunt în sate. Dacă există vreunul prin sate. Da? Deci, sănătatea trebuie să fie un serviciu gratuit. Păi vezi, de asta făcea Ceaușescu bine ce făcea, că trimitea doctorii la sate. Da. Și, și nu-ți mai dădea voie să te muți înapoi în București. El nu era bun. El nu era bun doar că ieșea din facultate bun. Mai învăța și din spitalul. Învăța și la sat, că făcea comunismul prin infrastructură. Învăța, da. Să tolereze, da. Această, e pur și simplu să zicem, este o mare, mare minciună care se face atâta propagandă și se încearcă transformarea minciunii în adevăr. Atunci când de fapt asta e lupta, să pui să te luți pentru adevăr. Dacă ne uităm la cazul ăsta cu două doctorițe care au terminat viața unui pacient datorită, deci imaginea oficială era, domne, noi suntem reprezentați ai sistemului de sănătate public, avem 7000 de, să zicem, directive de astea care sunt foarte frumoase, da? Noi ne asigurăm că omul
pacientul va avea parte de cele mai bune condiții de tratament. Încercăm să-i prelungim viața cât mai mult. Toate astea și în spate, în realitatea, da? Este pur și simplu, nu aveau, trebuia să elibereze patul. Deci era o presiune de tipul, trebuie să micșorăm costuri. Da? Ori că nu aveau destule paturi libere pentru alți pacienți care veneau din alte secții, ori că pur și simplu personalul era insuficient, stresul era enorm la în acea secție și la cei angajați, dar trebuia păstrată imaginea. Da? Că noi suntem spital public și oferim condiții extraordinare pentru pacienții noștri. Și din cauza acestei presiuni, da, cele două femei au acționat cum au acționat. Părerea mea. Dar nu numai această tensiune există în orice spital de stat. Dacă am avea un sistem de justiție privat, poate am aflat și adevărul despre ce le-a motivat. La nici, nu, da, nici, nu puteau, nici nu puteau măcar să întrebe aparținătorii, uite-mi care este. E nasol, nu știu ce. Putem să... Uh-huh. Și omul ăla să-i chinuie sau... Puteau să dea tot felul de explicații. Dar nici asta n-aveau, pentru că n-aveau dreptul, n-aveau, să zicem... da, a foie, da. Pentru a apăra imaginea sistemului public de sănătate. Și de obicei, lucruri de genul ăsta se aduc în cazul în care noi avansăm teorii de tipul, domnule, dacă n-am mai avea sănătate publică și am avea de stat, am avea sănătate privată, păi săracii o să moară în spital. Dacă n-au bani, ăștia o să-i lase acolo și o să moară. În spitale nici nu intră. No. De la poartă. Argumentul cum e frica omului, la fel ca măcar și... Măcar aia spun din prima, domnule, nu putem. Da, dacă n-ai bani, noi nu putem să te... Așa? Cine era de la stat? Nu, ăia privații, zicem, da. Nu, okay. Asta zice putem, da. Putem, da, și te omorăm înăuntru. Putem, da, mor pe drum sau... Da, acolo. Putem, da, te costă atât. Da. Nu, frica omului din punctul ăsta de vedere zice, e aceeași ca frica de providerii de apărare privată. Exact. Zice, da. Domne, eu o să fiu sărac, îmi rup piciorul pe stradă, n-am bani, vine cu ambulanța, nu mă ia, mă las să mor acolo. Bă, să mor pe asta și asta și după aia sunt bleeding hearts care zic, săraci, o să moară pe foară, pe stradă, nu o să mai fie așa. Ok. Sunt două lucruri aici. Argumentul, contraargumentul libertarian e unul simplu. Caritate privat. Pro bono. Nu ajungi, te răspund. Nu ajungi. Ei zic că nu e de ajuns. E mai mult. Cât? Păi uite, am ajutat 1000. Nu ajungi. Și statul cât ajută? Păi 20. Păi. Exact. Exact, asta e zicea ideea. Thomas Sowell la un moment dat, deci tu, nu știu dacă a zis el, să fi văzut-o prin meme. Pentru un socialist ajunge declarația de intent. O să ajut săraci. O să-i dau sănătate, o să-i dau... Orice, ce mai de statul. Pentru liberal, admițând că trăim la socialdemocrație, trebuie să oferi perfecție. Deci tu trebuie să te asiguri că nu e... Nu va exista o singură situație în care, nu știu, un sărac să fie băgat la zdup, de exemplu. Prin... Da, un judecător i-a dat sentința iure. Înțelegi? Tu trebuie să oferi, că e imposibil. Și e clar că nu poți să-i furnizezi. Sau aia cu ambulanța. Da, domnule, poate fi un context în care nu dea ambulanța. Da, socialdemocrația asta sună exact ca pretențiile din comunism. La noi, în comunism, totul urge perfect. Da. Nu, noi raportam, deci raportam... Pentru el ajunge declarația, asta zicea Thomas Saul, pentru el ajunge declarația de intenție, cum o să faci? Văd eu, o să ajut săraci. Ah, ok, suficient, ia și ajută-i. Când vine un libertarian, ok, hai să privatizăm nu știu ce. Cum? Păi și dacă există... Ok, deci când aduci o obiecție, tu faci analiză comparativă, știi cum ziceam la aia, păi și dacă atacă Germania la... Ok, și comunitatea mică, dacă era organizată ca stat, ce făcea în fața Germaniei? Da. Păi nimic, păi e cretin contra exemplu, că măsoară mărimea, nu măsoară rolul instituției, știi? Înțelegi? Analiză comparativă întotdeauna. Ce se întâmplă dacă statul bagă 40 de săraci pe nedrept la zdup? Ce se întâmplă dacă o agenție răzbardiană bagă 40? Răspunsul socialistului este așa.
statul pentru stat nu ar conta că sunt săraci. Aici nu ar conta. Deci el, deci vine ambulanța, da, pe stradă, nu te întreabă de portofel. Ea și te duce la spital. Nu contează câți bani ai. Dar există alte motive. La spital tu găsești spitalul aglomerat, adică există alte motive pentru care nu le-a. Alte motive pentru stimulante, nu. N-a venit mașina, mașina e stricată. Bun, ăsta e exact răspunsul. Asta nu înțeleg. Ei îmi vede doar intenția, deci ei văd intenția, realizare imediat. Nu se gândesc că intenția nu e suficient. Mm. Să pui pe hârtie că ajungi în Apuseni nu știu unde. Și cum să rezolvăm mai departe la ei? N-avem destule ambulanțe? Hai că facem acum un program în care cine e cu mașina pe aproape poate fi luat. Și să ducă omul. Păi dar nu suntem aici împreună. Dacă nu i-a antrenat, cum se face asta dacă nu i-a antrenat? Faci un program în care i-a antrenezi. Ce vorbești? Îți găsește, ți-am zis ca și asta. Dacă ăla n-are avocat din... oficiu, da. Tu trebuie să revii, nu? Analiza e comparativă. Dacă un stat pierde 10 războaie la rând, o agenție rotbardiană pierde 10 războaie la rând. Ce se întâmplă? Eu zic că agenția rotbardiană nu pierde 10 războaie. Zic că bagă în ele, dar mă rog. Nu mai zice, frate, tu cred că ești bun pentru altceva. Nu furnizarea de servicii de apare. La stat nu se întâmplă nimic, deși chiar dacă te cucerezi rușii. Da. Colonelul a totuși a pensia. Yes. Ăsta român. Decentralizat aici. Mă rog. Nu există. Hai să încercăm o moară trei capi. Stai. Dacă ținem bine minte, colonelul respectiv, dacă nu întoarce armele, nu și-a pensia, că îl iau rușii, îl trimit în Siberia și știi, dar... Și eu ce-am zis imediat după ce m-ai întrerupt. Ok, o moară trei capi. Ok. Dar restul armatei, colonelul nu era cap. Da. El așa, plefa, deci merge de apără. Deci poate să piardă 10 chestii la rând și nu se întâmplă nimic. Acolo nu poate să piardă 10. Se închide organizația, se pune lucrurile, că toată asta nu înțeleagă. Se acumulează pierderile și iese de pe piață. Apropo de ce vorbeam mai devreme. Armata română nu poate da faliment. Deci nu există așa ceva. Concept sau falimentul unui spital. Nu există. Cum poate să dea faliment? Ba da, poate da faliment. Niște alegeri contabile proaste acolo, știi de... La fel și armata. Deci dacă nu-ți livrează, închide chestia așa cum închis pe aia privată, așa cum se închide absolut orice care n-a livrat pe piață. Că asta e explicația calității. Plătești pentru. Auzi, tu ai tot zis că trebuie să te întorci mereu la comparația, analiză comparativă. Și eu voiam, mă tot gândeam, bine, dacă ai cu cine. Și ideea e că foarte mulți oameni aleg să trăiască drogându-se cu aceste idei. Și altfel nu ne plac drogurile. Și mă gândesc de ce se tolerează ei pe ei înșiși să se drogheze cu prostiile astea. Adică trăiesc într-o lume imaginară. Păi un răspuns e că și asta a fost cel mai bun din ce au dat tare noștri, știi? Sau ăia mai puțin tari, să zicem, știi? Răbășe zicea la un moment dat, uite, liberalii clasici au tot ținut o langa cu apărarea asta. Bă, poate nu erau așa de tari, știi? Gândeam noi, știi? Poate nici așa să mă răspund, știi? Deci analiza comparativă, ăla a băgat 40 la zdup. Nu se întâmplă nimic, ca să nu mai zic că au și imunitate, dar pot spune că și ăștia rotbardieni pot prin contract avea imunitate, plătește. Reșit, tralala, da. Asigurare, da. Nu plătește nimic, nu strălă verbală de la CSM și nu știu ce. Ce plătește asta se pune lacătul. Se pune lacătul așa cum se pune lacătul, s-a pus pe, nu știu ce, magazine am avut, celebre care s-au închis, sau fabrici. Micro. Sau... Orice, da, se închide. Deci... Aș lua un exemplu recent, armata izraeliană. Datoria ei era să apere viața cetățenilor. Pe 7 octombrie 2023, nu a livrat acest serviciu. Cel mai mult am auzit că după ce se termină incursiunea în Gaza, ministrul își va da demisia. Atât, în rest... Restul, exact ce zic, Costel, restul merge prea dacă înainte. Prin urmare, înțeleg că doar ce s-a creat o situație de incentive... Ca asta din Gaza să se termine mai pe la finalul ciclului electoral. Da, să ține ăla. Da, și Hummer, de exemplu ăsta. Uite, la Old Resetter, în loc să iei pe ea la The Guler, că de ce s-a întâmplat, ce nu te-au protejat, a crescut sprijinul popular pentru Bush, pentru... Da, ce, știi? Da, și ce acum, opoziția care acum și
susținătorii opoziției care acum sunt în stradă în Israel, nici nu trece prin cap faptul că, domne, ăștia cu armata trebuie... De ce mai plătesc taxe armate? Bine, aici sunt mai multe lucruri. Eu aș spune că într-o lume libertariană li s-ar tolera un asemenea failure. Dacă se întâmplă o dată la 20 de ani, ți s-ar tolera și acolo un asemenea failure. Și aș spune că aș spune chestia asta pentru că eu situația așa cum arată ea este o disproporționalitate foarte mare de, e oarecum la fel cu domeniul cyber security. E o disproporționalitate extraordinar de mare între eforturile pe care tu trebuie să le depui ca să previi toate formele de atac în formă continuată, pe când ei trebuie să aibă succes o singură dată. Și tu trebuie să ai succes în fiecare zi, ei e de ajuns să aibă succes o singură dată și... E de văzut și programele aia clienții. E de văzut. Și eu m-am gândit la asta. Da, ok, nu i-a bătut pe aia, dar partanii da. Nu i-au bătut pe aia. Din punctul, păi nu, eu zic așa, din punct de vedere cyber security, unde se aplică practic același model, okay, se mai întâmplă câteodată să câștige the bad guys. De? Nu dau faliment. Nu dau faliment, dar pierd. Ar trebui ca mulți clienți... Plătesc niște despăgubiri, bineînțeles, dar iarăși rămân pe contract. Rămân pe contract, de ideea că... eu pur și simplu aș putea refuza... Dacă nu e exigent... Păi stai că a fost odată. Asta spun și eu, că e judecata clientului, știu. Dar că spun că e foarte posibil ca și într-o lume libertariană, exemplele alea știi să nu producă. Dar într-o lume libertariană, tu îmi dai cel mai bun telefon... Tu îmi dai cel mai bun telefon mobil. Dacă mie nu-mi place cum te-ai uitat la mine când mi l-ai vândut, pentru mine... Da, dar are dreptate. Nu mai cumpăr în viața mea de la tine. Poți să ce spune mai... Vali e că nu poate fi de relevant. Asta pentru onestitatea analizei, da, e o foarte bună precizare. Yes. Ideea e că ai opțiune în favoarea pieței libere, ai opțiunea asta să ierți pe aia, știi? La stat n-ai. N-ai de ales. În timp ce tu aici ierți, că ok, a fost prea greu, e asteroid. Nu, invers, la stat ierți, nu ierți, continui. Da, e relevant. Da, e relevant, da. Și iată cum Molinari spune că societatea liberă și agențiile de furnizare a serviciului de protecție private duc la o lume mult mai pașnică, pe când lumea concepută pe guverne care se bazează pe agresiune duce la o lume bazată pe război. Asta era citată pe Ancapcot mai alături. Uh-huh. Asta din Molinari, da. Exact fraza, să știi că apare în text. Monopolul duce la război. Mă rog, abordând și optimist, mă place cum termină și zice că dacă ai piață liberă, situația diversilor membri din societate o să devină cel mai cea mai bună posibilă. Cea mai bună posibil. O să iasă varianta cea mai bună. Da. Din nou, n-a promis perfecțiune. Precondiția este, zice așa, că într-o zi societățile, oamenii o să înceapă să se agite pentru libertatea de guvernare. Deocamdată nu prea. Bine, dar el spune tocmai asta e ideea. El zice că o să se începe să se agite pentru libertatea de guvernare, așa cum se agită astăzi, în vremea lui, pentru libertatea comerțului. Mă, din păcate, mă tem că la libertatea comerțului e foarte multă lume care se agită împotriva lui. Da, a revenit în secolul ăsta. Interesant că, uite, suveraniștii au venit cu argumentele leftiste din 2004, știi? Asta e interesant, cum suveraniștii preiau. Adică se împrumută chestiile, deci chestiile urâte parcă... Uite și ăștia, deci progresiști. Vrem progres, schimbare. Ok, voi sunteți. Nu mai vreau schimbare. Ești utopic dacă vrei schimbare. Deci prea argumentul reacționar conservator, știi? Yes.
Da, asta merge acum, știi de ce? Da, de ziua. Devin un sărbător pentru că ei îți controlează banii, asta. Poate că el chiar trăind în o lume revoluționară în perioada aceea, chiar credea posibil. Știi, dom'le, e posibil totuși cu... Era și o perioada aia iluministă. E posibil că oamenii chiar să ajungă la... Exact, era optimist. Era foarte optimist. Acum 170 de ani. Da, acum... Mulți ani. În perioada noastră nu cred că mai putem avea optimismul lui. Uite, un argument e că nu știu ce a formulat asta, că realitatea ține cu tine. E cu... Dacă au asta, nu au ăștia realitate, cum știu. Faptul că ai realitatea de partea ta nu e o chestie. Să ne gândim, nu știu, cu socialiști nu au realitatea de partea lor. Nu e puțin. Realitatea în sens că nu funcționează aia, nu în sens că nu e aplicat. Așa e de partea lor, că na, peste tot. Dar e un aliat, știi, realitatea să zice, a, nu va fi niciodată. De ce n-ar fi? Plus că sunt adevărate, chiar dacă nu s-ar aplica niciodată. Deci afirmația că asta, apărarea privată e mai bună ca aia de stat, e adevărat, chiar dacă nu se va aplica niciodată. De ce? Pentru că e legea economică care asta. Prezice asta, explică. Deci dacă există legi, da. Deci singura asta, singurul excepționalism e să nu există legi. Să revers. Au dreptate postmoderni, nu există legi. Ne-ar fi cel mai apropiat lucru de care, la care am putea spune, ar fi egal cu MC pătrat. Viteza luminii, nu o să ajungem, nu o să o atingem niciodată. Nu o să o atingem niciodată. Dar asta nu înseamnă că calculul nu e corect. E corect. Adică sunt două forme de utopism. În utopism e că sunt praf relațiile alea cauzale, de exemplu în comunism. Utopismul care e? Că prin colectivizare nu ajungi la egalitate în bogăție. Nu ajungi la inegalitate și la sărăcie. Deci nu s-a bușit predicția. Asta e un tip de utopism. E falsă teoria, pur și simplu. Un termen fancy pentru fals. Alt utopism poate fi, uite, când zicea și Dumnezeu Molinari, că e dus de iluziile logice, că e foarte distanțată de... Deci privatizarea tribunalului e o chestie avantgardistă, revoluționară, nu e sensul de transformare radicală a societății. E. Și utopic ăsta ar fi sensul că e irealizabil, nu e aplicabil. Nu că e fals. Dacă teoria economică e adevărată, e adevărat. Dar nu e aplicabilă. Că... Da. Nu e. Da, ai putea găsi, să zicem, dom'le, dacă vom reuși să aducem soarele, să-l punem în interior, să-l comprimăm și să-l punem în interiorul pământului, vom avea energie și vom prospera cu toții. Să zicem că printr-o teorie, printr-o formulă, reușesc unii să demonstreze, dom'le, așa se poate. Dar nu e aplic... Ideea e că nu poți să aduci soarele încoace. Dar dacă am putea... Da, dar ăla e sensul mai apropiat de... Nu se poate aplica. Nu de imposibilitate naturală. De imposibilitate aici una culturală, nu una naturală. Da, da, da. Înțelegi? Da. Nu vrea lumea, nu e. Să-ți respinge, ai, trebuie să fii cu perfecțiune. Ai standard de perfecție? Nu. Un judecător va da, va pedepsi un bețiv. A, nu discut. Okay. Ei, rămâi cu... În yes. It was good. Pentru Vali Berceanu, Alex Chiriac, Costel Săvărache, eu am fost Gabriel Munteanu. Noi am fost cu Dodi și vă așteptăm la o nouă ediție data viitoare a podcastului nostru. La revedere!